Reprezentanții Patriarhiei Române au refuzat să spună într-un interviu punctul de vedere, însă după difuzarea materialului de ieri din Observator, mai mari biserici au dat un comunicat de presă. Alexandra Costin ne spune ce scrie în el. Alexandra, te ascultăm. Bună seara! Bună seara! După ce ieri materialul difuzat la Observator, un călugăr filmat cu o cameră ascunsă, a refuzat să ajute o persoană care avea nevoie disperată de ajutor și ar fi putut primi acest ajutor într-unul dintre centrele Patriarhiei, astăzi mai mari bisericii au dat un comunicat de presă în care au menționat faptul că doar anul trecut au dat peste 54 de milioane de lei pentru acte de binefacere. Banii aceștia au ajuns în cele aproape 700 de instituții sociale ale bisericii. Iar în aceste condiții, în condițiile în care biserica face multe astfel de acte de caritate, este scutită de la plata taxelor și impozitelor către stat. În același timp, tot mai mari biserici spun că statul s-a angajat, după secularizarea averilor bisericești, să ajute financiar biserica. Așa se și explică de ce în fiecare an de la bugetul de stat pleacă milioane de lei către culte. Cât despre cazul părintelui Bondarici, preotul din Bacău, mai mari biserici spun că nu a făcut nimic ilegal și imoral, și asta deoarece banii obținuți din vânzarea terenului, respectiv cei aproape 160.000 de euro pe care ni-a cerut părintele, vor fi folosiți pentru ridicarea unei capele. Alexandra, mulțumesc. Spune-mi adio.